vreau să urez tuturor bine ați venit. Pe parcurs mai sunt care vor intra, dar noi vom începe pentru a ne ține de promisiune de a începe de la ora 3, să fim punctuali. Bun. În primul rând, aș vrea, Otilia, să ne spui câteva cuvinte despre tine, pentru ca oamenii să te cunoască mai bine. Știu că o parte dintre ei deja te cunosc, dar prima întrebare este: cine este Otilia Deac? Și vom continua Da. ulterior cu întrebările. În primul rând, vă salut cu mare drag pe toți și vă mulțumesc că sunteți aici azi cu noi, cu mine. Cine este Otilia Deac? În primul și în primul rând, om, ca noi toți, cu foarte multe alte roluri. Îmi place să spun că sunt și om, și femeie, soție, soră, fiică, mamă și multe alte roluri. Și pe lângă toate acestea, sunt coach și trainer certificat internațional pentru a preda în România și nu numai metodele create de Louise Hay. Sunt de asemenea formator, consilier de dezvoltare personală, psiholog în devenire. Cam atât în linii foarte mari despre mine. Punctual, așa, direct. Care ar fi calitățile tale? Uite, așa o întrebare mai. Care consideri tu că ar fi calitățile tale, ca și trainer, în primul rând? Cred că o foarte mare calitate a oricui este trainer, cred că ar trebui să fie faptul că crede în ceea ce face. Poate nu pare o calitate sau nu seamănă cu o calitate, dar e foarte, foarte important să crezi în ceea ce faci, să crezi în ceea ce predici, în ceea ce predai. Și eu cred extrem, extrem de mult în ceea ce fac. De ce? Pentru că am văzut efectele asupra mea. Am văzut efectele asupra oamenilor din jurul meu, asupra participanților la workshop-urile Poți să-ți vindeci viața și nu am absolut nicio îndoială legat de aceste metode și tehnici. O Am altă o altă calitate, una calitate. foarte importantă ca și trainer, de altfel, pentru că dacă noi nu credem în ceea ce spunem mai departe, în ceea ce predăm, dacă noi nu practicăm ceea ce predăm, nu suntem credibili, altfel spus. Da, și oricum asta se simte. Se simte și se vede. Nu poți să te prefaci la nesfârșit sau nu poți să predai la nesfârșit niște lucruri în care nu crezi. Și un alt lucru esențial este dezvoltarea continuă, adică nu te oprești niciodată din procesul acesta de dezvoltare, de evoluție, indiferent la ce nivel ajungi sau ai ajuns. Ok, pentru ca cei prezenți să ne ajute și să ne pună întrebări, pentru că scopul întâlnirii, în primul rând, este acela de a răspunde la întrebările celor prezenți, hai să le dăm un picuț cadru, să ne spui un picuț mai multe despre ceea ce faci și la ce întrebări le-ai putea răspunde, adică ca și domeniu, ca și arie, pentru ca oamenii să știe încotro se îndreaptă cu întrebările. Da. Tot așa, foarte pe scurt, ce fac aceste metode și tehnici lui Hay? Îi ajută pe oameni să-și îmbunătățească viața, să-și vindece viața. Și când folosesc acest cuvânt a vindeca, am spus-o de multe ori, poți să-ți vindeci viața, nu se referă doar la boli. Se referă și la a-ți vindeca viața de durere, de tristețe, de negativitate, de ură, de dispreț, de toate emoțiile negative pe care le duci cu tine și care sunt oarecum drumul către boală până la urmă. În ce constau metodele create de Louise Hay? Poate că foarte mulți dintre cei care ne urmăresc o cunosc pe Louise Hay, poate i-au citit cartea Poți să-ți vindeci viața sau alte cărți pe care le-a scris. Așa, foarte pe scurt, din povestea de viață a lui Louise Hay, pe la vârsta de 40 ceva de ani a fost diagnosticată cu o boală definită incurabilă. Și incurabil nu înseamnă nimic altceva decât că respectiva boală nu mai poate fi vindecată prin metodele tradiționale și e nevoie de interiorizare pentru a afla adevăratele cauze ale bolii. Pentru că știm cu toții. Orice boală, absolut orice boală are o cauză spirituală, nu neapărat fizică.
Și i s-au mai dat câteva luni de viață după ce lui se a luat în calcul și a luat în considerare toate alternativele, medicina tradițională, chirurgia, toate alternativele, a decis să-și creeze oarecum propriul protocol de vindecare. Protocol de vindecare care a avut un foarte mare succes în cazul ei, pentru că după câteva luni când a revenit la control, nu mai era nicio urmă de tumoare în corpul ei. Aceste metode, acest protocol, practic, stă oarecum la baza workshop-urilor pe care se țin la ora actuală peste tot în lume, de către traineri formați de ea, traineri certificați care să ducă mai departe aceste metode. Se lucrează foarte mult, se pune foarte mult accentul pe gândire în metodele lui Hay. Suntem ceea ce gândim, o spunea ea de foarte multe ori și nu doar ea o spune, o recunoaște și știința oarecum. Suntem ceea ce gândim și gândurile noastre ne determină realitatea. Fie că suntem conștienți de asta, fie că nu, ceea ce gândim azi ne va crea realitatea de mâine. De exemplu, foarte multe gânduri de ură sau foarte multe gânduri negative duc inevitabil la boală. Deci se lucrează foarte mult cu gândurile, cu meditația, cu vizualizările, cu afirmațiile pozitive și alte tehnici pe care le facem la workshop-uri. Cu precizarea, vreau să fac aici precizarea, gândirea pozitivă înțeleasă nu la modul că să ne prefacem tot timpul sau să fim tot timpul veseli și zâmbăreți, dar ăsta este un mit, circulă mitul acesta al gândirii pozitive. Nu înseamnă să-ți înlături gândurile negative sau să nu le accepți sau să scapi repede de ele, ci înseamnă pur și simplu să le conștientizezi, să le accepți, că fac parte din tine, să vezi ce ai de învățat de acolo și pe urmă să vii cu metodele, cu tehnicile de schimbare, de transformare. E foarte, foarte important pentru că adică e foarte important de înțeles acest aspect, pentru că mulți cred că trebuie doar să se prefacă. Adică dacă îți vine să plângi, gândește-te la ceva frumos și o să-ți treacă. Dacă ți-e frică, nu știu, ascultă, uită-te la o comedie și o să-ți treacă. Parțial este adevărat. O să-ți treacă pe moment, va avea efect pe moment. Dar pe termen lung nu se rezolvă nimic, deoarece cauza este tot acolo. Și asta se întâmplă de foarte multe ori cu afecțiunile, cu bolile. Lui Hay nu avea absolut nimic împotriva medicilor și împotriva medicinei tradiționale. Dar spunea tot timpul că dacă faci doar un tratament dat de medicina tradițională, fără să vezi care este cauza spirituală care a dus la acea boală, nu ai rezolvat nimic pe termen lung, ci doar ai acoperit pe moment niște simptome. Da? E ca și cum ai ascunde gunoiul sub preș. Nu dispare de acolo, ci din potrivă, la un moment dat, că tot continui să-l adun sub preș, la un moment dat va începe să miroasă. Sau te împiedici de el când intri pe ușă, știi, e mai înalt, așa se face un prag mare. Și... da, te împiedici în propriul gunoi. Da? E o comparație, dar oarecum destul de ilustrativă pentru... Ok. Ce ne poți spune din experiența ta cu privire la cei care au participat la aceste cursuri sau care practică metoda lui Louise Hay? Asta cred că ar dori foarte mult să știe. Iar pe ceilalți îi așteptă cu întrebările pe chat. Uite, foarte, foarte, foarte bine am putut să văd în această perioadă de pandemie și de autoizolare. Foarte bine am putut să văd diferența. Toți cei care au participat la un curs de 2 zile Poți să-ți vindești viața intră într-un grup, un grup de suport, un grup de sprijin, unde este o continuitate acolo, ne întâlnim periodic, discutăm periodic, facem anumite lucruri periodic, deci este o continuitate după curs. Am putut să văd foarte,
foarte bine diferența aceasta în perioada asta de pandemie, cum cei care au făcut deja cursul, cei care lucrau cu afirmațiile, cu metodele de aici, au trecut cu totul altfel prin această perioadă. Au trecut foarte bine prin ea. S-au raportat foarte bine la această perioadă și au reușit să vadă foarte multe beneficii în această perioadă. Beneficii există în orice. Asta cred că știm cu toții. În absolut orice există și rău și bine, ca să zic așa. Nu există doar rău sau nu există doar bine, dacă e să folosim etichetele acestea. Important este unde anume ne concentrăm noi atenția și energia, unde ne focalizăm energia și dacă putem să vedem beneficii. Pentru că e un lucru care se exersează. Da? E pur și simplu prin exerciții poți să te antrenezi, e ca un mușchi, poți să te antrenezi să vezi părțile bune în lucruri, să vezi părțile bune în oameni, să vezi părțile bune în situații. Și da, asta a fost un prim lucru pe care l-am notat în perioada care tocmai s-a... Practic, schimbarea gândirii, din ce înțeleg. Schimbarea gândirii, schimbarea focusului, schimbarea... Unde ne concentrăm energia, acel lucru crește. Da? Dacă ne concentrăm energia pe tot ce e rău sau pe tot ce nu merge bine în viața noastră, acele lucruri vor crește, vor deveni mai rele, mai grave, da? Și vom considera că, nu știu, nu avem noroc sau vom da vina pe alte lucruri. Am înțeles. Deci, pentru cei care au dificultăți în a schimba modul de a gândi sau modul de a se focusa, de a vedea partea bună sau partea mai puțin bună, e un mod sau un bun exercițiu, metodele lui Say sunt un bun exercițiu pentru educarea minții. Dar eu știu că am participat și la acest curs al tău, care a fost foarte mișto și nu am făcut chestii care, adică nu au părut ca fiind lucruri ce țin de minte. Pentru că au fost foarte multe exerciții, adică un curs foarte practic și au fost foarte multe exerciții în care practic tocmai asta am făcut, am relaxat mintea. Lasă-mă să-ți explic ce se întâmplă. În primul și în primul rând, când lucrăm cu aceste metode, în primul și în primul rând facem curățenie. Și apoi venim cu gândirea, cu gândurile pozitive, și acea parte de curățenie, ca să zic așa, o parte în care se lucrează foarte mult cu exerciții, cu meditații, cu vizualizări, pare așa mai mult legată de suflet, mai mult legată de relaxare. Mie mi-a plăcut, deci mie chiar mi-a plăcut că mintea mea debitează multe și atunci când o mai relaxez, cumva știi cum e, și corpul se relaxează. De la creier pornește totul, suntem acea trinitate, corp, minte, suflet, dar mintea are un rol foarte important și predominant, ca să zic așa, doar că de multe ori mintea ne minte. Nu prea putem să avem încredere în minte și în gândurile noastre și pun tot timpul întrebarea cine te-a învățat să gândești așa cum gândești sau cine ne-a învățat să gândim așa cum gândim. Adică de ce eu gândesc într-un fel, de ce tu, Alexandra, gândești în alt fel, de ce Edith poate gândește în alt fel, cine ne-a învățat să gândim. Și întotdeauna răspunsul la această întrebare duce la perioada copilăriei. Am fost învățați să gândim în funcție de ceea ce am trăit în copilărie, ceea ce am preluat de la adulții din jurul nostru. Fie că au fost părinții, fie că au fost bunicii, fie că au fost alte persoane cu care am crescut. Și atunci, practic, nu sunt gândurile noastre. Nu este neapărat gândirea noastră, ci este ceva preluat. Dacă este ceva preluat, se poate și schimba. Și ideea este să schimbăm acele lucruri care nu ne ajută. Uh-huh. Și să începem să devenim mai conștienți de noi, de ceea ce gândim și de ceea ce vorbim.
că nu dăm importanță acestor detalii. Da? Gândurile vin, pleacă, de obicei se repetă, zi de zi cam aceleași gânduri și nu le dăm importanță. Dau un exemplu, sunt exemple banale, ca să zic așa, dar care fac o mare diferență în viața noastră. De exemplu, îmi place foarte mult să dau exemplul ăsta cu ploaia, pentru că multor oameni nu le place ploaia și atunci când se trezesc dimineața și văd că afară plouă sau e o zi ploioasă, își spun, wow, ce zi groaznică. Nu e o zi groaznică, dar tu prin gândul tău, prin faptul că spui sau gândești că e o zi groaznică, pentru tine va fi groaznică. Dar dacă te îmbraci adecvat, îți iei umbrelă, n-are de ce să fie o zi groaznică, poate va fi cea mai minunată zi din viața ta. Sau un alt exemplu, mult mai concludent și mult mai frecvent întâlnit, cu ziua de luni la oameni. După weekend, foarte mulți își spun, wow, iar e luni, ce zi groaznică, lunea nici iarba nu crește, și alte lucruri pe care le gândesc sau le verbalizează. Ei bine, pentru acele persoane care asta gândesc, ziua de luni va fi o zi probabil de obicei groaznică, o zi neplăcută, o zi care abia așteaptă să treacă. Dacă faci un switch, ca să zic așa, o schimbare și îți începe acea zi de luni spunând, wow, e un început de săptămână, e luni, e o zi minunată. O să observi... Să încep lucruri noi și frumoase. Exact. Schimbi paradigma, schimbi patternul care s-a format acolo legat de ziua de luni. Și sunt lucruri atât de simple, atât de la îndemâna noastră, le putem face atât de ușor. Lui Say spunea de multe ori că par atât de ușoare aceste metode că nici nu-ți vine să le faci. Sau nici nu-ți vine să crezi că pot să funcționeze sau să aducă schimbări majore în viața ta. Sunt simple, dar nu neapărat ușoare. Sau ușoare, dar nu neapărat simple. De ce? Pentru că presupune implicare. Presupune implicare, presupune perseverență. E un proces cu care e nevoie să ai răbdare. Deci sunt simple, dar nu neapărat ușoare. Da, perseverența și partea de motivație apare acolo ca fiind obstacolul pentru mulți. Și tocmai când e simplu, cu atât obstacolul cumva de motivație e mai mare, părerea mea cel puțin. Să știi că nu, Alexandra. Ok. Să știi că nu. Foarte mulți oameni sunt așa, își folosesc mai mult raționalul, sau partea rațională, vor dovezi, vor lucruri concrete, vor ceva... ceva wow, ceva pompos, ceva, nu știu, poate pornește un pic din grandomanie toate aceste lucruri, dar vor ceva mult mai mare și din acel mare ei să-și ia o bucată pe care o folosesc. Și în schimb, cu lucrurile care par foarte simple, da, ai tendința să spui, da, eu știu lucrurile astea, da, sunt banale. Sunt banale, dar nu le faci. Și dacă nu le faci, nu o să funcționeze pentru tine. Adică simplu fapt că le știi nu o să schimbe nimic în viața ta. Nu e de ajuns să știi. Ok, știi, ai foarte multe informații, știi foarte multe lucruri. Ce faci cu ceea ce știi? Asta e întrebarea. Da, marea dilemă tot timpul. Marea dilemă. Ce faci cu ceea ce... Uite, lumea pune foarte multe întrebări, bineînțeles, pe cazuistică. Pe ce îi doare pe fiecare. Iar Cristina întreabă așa, aș dori să vă întreb cum îmi dau seama dacă sunt cu partenerul potrivit și dacă nu, cum îl atrag pe acesta? Da. Adică de relații, mai bine spus. De relații, da. Cum îți dai seama? Ce-ți spune ție intuiția legat de toate astea? Deși nici în intuiție nu e că putem avea încredere întotdeauna, dar cum te simți tu în acea relație? Te simți liniștită? Te simți mulțumită? Te simți... Cum te simți? Te simți nemulțumită? Furioasă?
nu te simți bine în acea relație, de ce? Ce anume te face să nu te simți bine? Ce așteptări ai de la partener? Bine, aici este o discuție foarte lungă. De obicei, tema aceasta a relațiilor o abordez complet separat în workshop-uri și în webinarii. Dar fac câteva idei, măcar pentru a ști să-și dea seama dacă e unde trebuie sau nu, măcar. Da. Fac următoarea paranteză. Noi, de obicei, în relații, așteptăm foarte mult de la celălalt și vrem să-l schimbăm pe celălalt. E ca și cum intrăm într-o relație cu astfel de gânduri în capul nostru. Ce o să faci pentru mine? O să mă faci fericit, fericită? O să-mi schimb viața? E ca și cum ăsta e modul sau ăsta e bagajul în care intrăm într-o relație și avem foarte, foarte multe așteptări. Și de multe ori auzim sau am auzit acea expresie: celălalt mă completează. Sau în relația asta ne completăm. E bine, relațiile nu sunt făcute să ne completeze. Poate sună asta ciudat sau poate ai auzit cu totul altceva până acum. Relațiile nu sunt făcute nici să ne completeze, nici să ne facă fericiți, nici să ne schimbe viața. Relațiile sunt lecții. Pur și simplu lecții. Și atragem lângă noi acele persoane de la care avem ceva de învățat despre noi. Nu despre celălalt, despre noi. Cum poți să știi dacă ești cu partenerul potrivit? În primul rând, ce înseamnă partenerul potrivit? Asta este o altă discuție. Cum te simți tu lângă acest partener sau parteneră? Ce așteptări ai de la el? Sau de la ea, de la el, nu? Era o... E Cristina, o cheamă. E o da, Cristina. Ce așteptări ai tu din acea relație, ce anume te nemulțumește, și fii atentă că acele lucruri care te nemulțumesc legat de partenerul tău, Cristina, sunt lucruri care te nemulțumesc de fapt la tine. Sunt lucruri de care tu ești nemulțumită în legătură cu tine. Ideea este următoarea. Fie că rămâi în acea relație, fie că ieși, dacă nu înveți ce ai de învățat de acolo, din acea relație, nu se va schimba nimic în bine la capitolul relații. Dacă ieși din acea relație fără să înveți ce e de învățat de acolo, următorul partener va fi exact la fel ca precedentul, da? cu aceleași lucruri care te vor deranja. Schimbarea începe tot timpul cu noi. Întotdeauna schimbarea începe cu noi. În momentul în care înțelegem asta, am înțeles tot. Schimbarea începe cu noi. Nu să-l schimbăm pe celălalt. Super. Deja cred că Cristina are de lucru. Măcar să vadă acele lucruri, așa, top 5 lucruri care nu-mi plac la partenerul meu și uite, alea 5 după aia să le analizez la mine. Exact. Exact. Elena Ioana ne spune că mă crede în metodele de vindecare ale lui Louis Hay și ne întreabă dacă aș dori să aflu cauza emoțională a anxietății, depresiei, atacurilor de panică. Precizez că mi-am pierdut mama anul trecut și am rămas cu multe frici și temeri și cu o ipohondrie care s-a accentuat. E mult de discutat aici, dar măcar așa câteva idei dacă poți să o ajuți. Da, e foarte, foarte mult de discutat aici și sunt mai multe aspecte la care să se dea importanță aici. Odată pierderea mamei, de multe ori le considerăm pierderi. Da, sunt momente dureroase dacă cineva pleacă din viața ta, fie că e vorba de părinți, fie că e vorba de parteneri, sau sunt momente dureroase și lecții dureroase, dar nu pierdem nimic. Și dacă noi le considerăm pierderi și afirmăm asta mereu, mi-am pierdut mama, mi-am pierdut tatăl, am pierdut, mereu vom fi cu această stare de sau această emoție de pierdere în noi. Da? Care, da, poate să ducă la panică, la frici, la anxietate, la depresie, la multe alte lucruri. Da? În momentul în care realizezi... bine, e o discuție mai profundă, pentru că bun, unii consideră că e singura viață cea pe care o trăim aici, sau consideră că cei care pleacă de pe acest pământ sau din această viață se duc spre
spre ceva rău. Nu, nu este așa și noi suferim din egoism. Din egoism suferim pentru pierderea, ca să zic așa, între ghilimele, pierderea celuilalt sau faptul că cineva a plecat din viața noastră. E nevoie să vezi acolo ce anume te doare. Nu știu cine ne-a pus întrebarea. Ioana. E nevoie să vezi ce anume te doare mai exact din pierderea aceasta, cum o numești tu, Ioana. Ce ți oferea mama ta și tu acum nu mai ai, da? Și nu mai face parte din viața ta. Foarte multe lucruri pot să ducă la depresie. Sunt multe cauze care duc în direcția asta și în destinația asta. Și de obicei este negativitatea sau emoțiile negative în care petrecem mult timp. Repet, emoțiile negative, nu putem scăpa de ele complet. Mai întreabă unii cum fac să nu mai am gânduri negative și emoții negative deloc. Nu pot să fac asta, nu există așa ceva. Fac parte din noi. Și emoțiile negative și gândurile negative. Întrebarea este cât de mult stai în acea negativitate. Și întrebarea nu este cum treci peste ele, ci cum treci prin ele. Da? Asta ne învață și psihologia, să dizolvăm acele emoții, adică să le lăsăm să se deruleze, ca și cum am fi simpli spectatori. Bineînțeles, e un pic mai dificil de făcut asta singur sau singură. De multe ori ajută foarte mult suportul unei persoane calificate, ca să zic așa, fie că e vorba de un psiholog, de un terapeut, de cineva cu care rezonezi. Ideea este să nu stai mult în emoții negative. Da, aici sunt total de acord cu tine. Noi putem să lucrăm la dezvoltarea noastră personală, noi personal, fără un ajutor din exterior, citind poate anumite cărți, făcând anumite lucruri pe care le vedem pe aici, pe acolo, și cumva vom ajunge la, vom fi mai bine, poate sau din ce în ce mai bine. Însă, eu tot timpul spun, shortcut-ul este ia-ți pe cineva care te poate îndruma, pentru că, într-adevăr, mintea te minte și din afară lucrurile sunt văzute cu totul altfel. Exact. Este, dar e bine oricum. Adică, din punctul meu de vedere, eu mă bucur când oamenii pe care îi întâlnesc la cursul sau nu mai zic, bă, uite, citesc cartea asta, lucrez la mine, lucrez să îmbunătățesc anumite lucruri și asta deja pe mine mă bucură și eu încurajez să continui așa, chiar dacă nu merg. Unii chiar nu merg la cursul, doar lucrează cu ei din ceea ce citesc și așa e bine decât deloc. Doar că unii vor să grăbească un picuț lucrurile și atunci e mai ușor, într-adevăr, când ai pe cineva lângă tine care să te îndrume. Da, procesul poate fi mult mai rapid atunci când ai un coach, un terapeut, un psiholog, o persoană cu care să lucrezi, pentru că altfel se văd lucrurile din afară. Sunt lucruri pe care tu nu le vezi la tine, da? Ca și expresia aceea din popor, că vezi... cum e, nu vezi, nu vezi gârna din ochii tăi, dar vezi în curtea vecinului, ceva de genul acesta. Așa, exact. Sau mai este o altă expresie, că nu, dacă ești într-un borcan, dacă stai într-un borcan, nu poți să citești eticheta, e nevoie să ieși afară din borcan ca să poți citi eticheta. Mă rog, expresii de genul acesta, ideea este că te poate ajuta foarte mult un coach, un antrenor personal, un terapeut. Apropo de întrebarea pe care punea o altă Cristina aici, cum facem să ducem lucrurile la bun sfârșit și să nu mai amânăm? Uite, fii un coach care cumva va face ca acest lucru să nu se întâmple. E o variantă. Dar altă variantă, ce am putea face? Amânarea este o formă de rezistență. O formă de rezistență la schimbare. Se petrece, bineînțeles, inconștient. Adică nu suntem conștienți de ea, dar de fiecare dată vom avea, ca să zic așa, motive sau justificări ca să amânăm acel lucru. Da? De fiecare dată va interveni altceva mai important sau mai grav sau mai altfel, ceva care ne va împiedica oarecum să,
să mergem mai departe sau să ducem la bun sfârșit acel lucru. Este o formă de rezistență la schimbare. Se poate lucra foarte ușor și simplu cu afirmațiile pozitive aici. Spunem pur și simplu, sunt dispus, dispusă să mă schimb. Da? Știind ce înseamnă amânarea, folosește această afirmație pe post de tratament, ca să zic așa. Pentru că dacă asta este cauza, rezistența la schimbare, atunci sunt dispus, dispusă să mă schimb. Sau sunt deschis la schimbare. Ok. Și e foarte important să fie menționat chiar așa, nu pe partea mă schimb acum sau lucruri de genul acesta, pentru că mintea nu se creadă. O să zică serios, hai să văd și pe asta. Se poate folosi foarte bine și așa, strict, la prezent, mă schimb, dar acele persoane care au o dificultate, ca să zic așa, sau le vine mai greu să creadă sau li se pare un lucru ipocrit sau o ipocrizie să spună un anumit lucru când el de fapt nu e așa, atunci e mai bine să înceapă cu deschiderea. Da? Sunt deschis, deschisă la... sau mă deschid la... Cuvintele și expresiile practic pe care le alegem fac diferența în a crede în acea afirmație sau nu. Exact, exact. Și creierul nostru preia totul, înregistrează totul, preia totul, la fel cum a preluat atunci când am fost copii. A preluat totul din jur, la fel preia și acum, el își face treaba, indiferent ce alegem noi să-i oferim, indiferent că alegem să-i oferim gânduri pozitive sau gânduri negative, el le preia și practic sunt niște intenții trimise în univers. Gândul este energie. Foarte mult vorbește despre asta și profesorul Dulcan. Cu siguranță ați auzit de el și îl cunoașteți, profesor neurochirurg, cu o foarte mare deschidere către partea spirituală, care pune foarte mult accentul pe faptul că gândul este energie. Da? Și acea energie care pleacă în univers, prin gândul nostru, ne va pune cumva la unison cu lucrurile care sunt pe același nivel de energie. Uite, Camelia Zanfir, te salut, Camelia, ne spune aici o situație, să știi, des întâlnită și de mine. Spune așa, bună ziua, întâmpen o rezistență puternică la a face meditații. Am făcut, mai fac, dar e ceva impus. Am informații despre efectele benefice ale meditației, dar nu pornește din mine. Nu știu de ce refuz această metodă cu toate că lumea confirmă efectele pozitive prin practică susținută. Îmi doresc să sparg acest blocaj, dar nu dețin metoda. Poate o aflu aici. Da, este o întrebare foarte bună. Mulți au dificultatea aceasta în a se relaxa, în primul rând. Dacă despre asta e vorba, să-ți liniștești mintea, nu să-ți oprești gândurile aici, iarăși este un alt mit, pentru că mai am așa persoane care vin la coaching și îmi spun că vor să-și oprească gândurile. Nu poți să faci asta. De ce ai vrea să faci asta? E ca și cum ai spune că vrei să-ți oprești inima sau orice alt organ. Nu poți să oprești gândurile. Dar poți să alegi ce să faci cu ele sau poți să înveți să le gestionezi sau poți să înveți să le folosești în, astfel încât să te ajute și nu să te încurce. Pentru cei care sunt la început sau cei care au dificultatea asta în a medita singuri, recomand meditațiile ghidate. Adică acele meditații în care te lași ghidat de vocea cuiva. Îți va fi mult, mult mai simplu. Poate că va dura procesul, depinde cât de mare este rezistența la schimbare și aici, dar merită din plin să continui, să nu te oprești. La un moment dat o să apară beneficiile. Beneficiile sunt demonstrate, până la urmă vorbeam și aseară în webinarul de ieri, sunt demonstrate de știință. Sunt peste 3.000 de studii științifice care atestă beneficiile meditației. Și sunt peste 70 de beneficii pe care le are meditația, nu doar în ce ține de relaxare și de partea spirituală și sufletească, ci și în ceea ce ține de corpul fizic. Da? Ajută foarte mult în depresie, în anxietate, în pierderea memoriei, în
ajută în foarte, foarte multe afecțiuni. Deci asta ar fi un prim sfat, să începi sau să folosești pentru început meditațiile ghidate. Ok. Deci, cumva, fie o înregistrare, fie... Știu că tu la curs faci foarte multe meditații ghidate, exerciții care tocmai asta să rezolve și cumva vocea Otiliei n-are cum să nu te bage într-o meditație. Când te faci meditație, ai... Nu oricine reușește, ăsta este adevăr, nu oricine reușește să ghideze, în funcție și de voce. Contează. Da, și contează foarte mult cu ce rezonează fiecare. Eu o spun asta, da, mereu. Poate că nu rezonează cu vocea mea neapărat, poate nu rezonează cu vocea, nu știu cui neapărat. Am fost subiectivă asta... când am spus, pentru că am participat la curs. Mi-am luat și doar experiența. Bineînțeles că sunt acum persoane și persoane. Unele rezonează, altele nu. Da, deci fiecare să-și găsească vocea cu care rezonează, ca să zic așa, dar important este să nu renunți. Să nu renunți pentru că nu ți-a ieșit din prima sau chiar din a doua sau chiar din a zecea, să nu renunți pentru că la un moment dat îți va reuși. N-are de ce să nu-ți reușească. Okay. Ofelia ne întreabă, relaxezi mintea sau o disciplinezi? Depinde care e nevoia mai mare, să o relaxezi sau să o disciplinezi. E foarte important, în primul rând, partea de relaxare. Atunci când corpul este relaxat, atunci când mintea este relaxată și corpul este relaxat, de fapt, și atunci când mintea este relaxată, altfel poți să lucrezi cu gândurile tale. Degeaba te pui să-ți disciplinezi gândurile sau să faci nu știu ce lucruri cu gândurile tale, când mintea ta este agitată sau e un haos acolo, pentru că nu va ieși nimic. Deci primul pas, da, relaxarea și apoi gestionarea gândurilor, apoi disciplinarea lor. Ok, ce fac cu gândurile acestea? De unde vin gândurile acestea? Da, foarte, foarte important acest aspect. Ca să poți să ai ce disciplina. Știi, ca niște căluți. Dacă nu poți în prima oară să-i liniștești, nici nu ai ce disciplina la ei, nu? Sau un cățel, dacă este foarte nervos, atunci cu siguranță iarăși, până nu-l calmezi, până nu-l relaxezi, nu o să poți să îl disciplinezi. Exact. Uh-huh. Ok. Întreabă cineva de sinuzite, de partea aceasta de boli. O secundă să văd dacă nu am scăpat. Bun, aș dori să știu cauza emoțională la astă, sinuzită, cronică, alergie la polen. Mulțumesc din suflet. Este Ana. Ana, da. Ana, în cartea lui Louise Hay, în Poți să-ți vindești viața, la finalul cărții este un dicționar, ca să zic așa, un dicționar al bolilor. Are și o carte separată cu Vindecă-ți corpul, unde... tot așa se lucrează cu cauzele spirituale ale bolilor, dar așa foarte, în linii foarte mari, alergiile, cea mai simplă întrebare pe care să ți-o adresezi aici este la ce anume faci alergie sau la cine faci alergie? La ce situație din viața ta faci alergie sau la ce persoană din viața ta faci alergie? Pentru că exact asta simbolizează. Da, ok, alergia la plante, la polen, la vreme, dar asta este doar ceea ce se vede sau ceea ce a ieșit la suprafață. În profunzime, ce situație din viața ta te deranjează atât de tare încât faci alergie la ea? Sau ce persoană din viața ta te deranjează atât de tare încât ți s-au declanșat aceste alergii. Și ce mai era, Alexandra, alergie? Și eu nu văd. E ok, mai bine ca să ți le pot spune eu. Este partea aceasta de sinuzită, de alergie. Așa. Sinuzită, da. Cronică, alergie la polen, astm. Astmul, la fel. Dificultatea de a respira, da? Practic, ce simbolizează viața, da? Aerul este viață. Ce anume legat de ce situație sau ce persoane
îți, cum să spun, îți blochează oarecum bucuria asta de, de viață, încât nu reușești să, să respiri cum trebuie sau nu reușești să, să primești așa viața în, în tine cum, cum trebuie. Și vă spun și ce, ce zice Louise Hay așa foarte pe scurt la ASM, că de ASM este și în, și în dicționar, în cartea ei. Apar foarte, foarte multe aici. E, e suficient să vă duceți la, la afecțiunea respectivă și să, să citiți, o să vedeți pe prima coloană sunt afecțiunile, pe, pe coloana a doua sunt așa zisele cauze spirituale și pe coloana a treia tratamentele, ca să zic așa, ce puteți face ca să schimbați acea situație. Și la ASM este iubire sufocată, incapacitatea de a respira pentru sine, senzația că ești ținut cu capul sub apă, lacrimi reprimate, bucuria de viață. Da? Și ceea ce poți să faci, să folosești afirmații care să te ajute în, în acest sens, mă simt în siguranță, așa că preiau controlul asupra propriei mele vieți. Da? Aleg să fiu, să fiu liber, să fiu liberă. La sinuzită, de exemplu, sinuzita este de asemenea legată foarte mult de, de rezistențe, da? Sinuzita, de asemenea și, și durerile de, de cap, sunt forme de, forme de rezistență. Nu... Deci în, în cartea aceasta, dacă nu o aveți încă, da, cartea aceasta albastră cu Poți să-ți vindești viața, vă recomand să, să vă achiziționați, să o citiți, să o recitiți, să o studiați, pentru că este o carte care, care merită studiată, nu doar, nu doar lecturată și atât. Mai întreabă cineva tot așa care este cauza pentru artroză și apă la genunchiul drept și tendința la umărul strâng. Cred că tot acolo poate foarte bine să, să găsească. Tot acolo, da, tot acolo sunt, sunt cauzele. Acum, partea unde este localizat afecțiunea respectivă ne poate spune destul de multe din start, dar bineînțeles e nevoie să aprofundezi lucrul respectiv, să vezi când anume s-a declanșat acea afecțiune, acea durere. Da, contează foarte mult în ce, în ce moment s-a declanșat și ce s-a întâmplat exact în, în acel moment. Umerii țin foarte mult de, de poveri sau de nedreptăți, da? Povara care o duci pe umeri sau nedreptăți care ți s-au făcut sau pe care, pe care le-ai făcut. Genunchii iarăși simbolizează, da, ce anume din viața ta te, te-a îngenunchiat, da? Ce situație, ce persoană poate, de către cine te simți așa în, în genunchiat, da? Ce te-a pus în genunchi, ce situație din, din viață. Obstacole, practic, când, ca și cum te-ai împiedicat și ai căzut și te-ai lovit la genunchi. Ai căzut în, în genunchi, da. Picioarele simbolizează foarte mult direcția, direcția în care mergi în viață. În funcție de dreptul sau stângul, dacă este piciorul drept sau stâng, din nou, poate să, să-ți spună lucruri în plus despre afecțiunea respectivă. Da? Partea dreaptă simbolizează foarte mult raționalul, partea rațională, partea masculină. Partea stângă simbolizează foarte mult emoționalul, partea feminină. Da? Și atunci în funcție, și în funcție de, de asta. Deci picioarele ca și, ca și direcție în viață. Da? Cu picioarele ne deplasăm. Da? Uh-huh. În, în ce direcție nu, nu mergi bine. Și picioarele per ansamblu, dar acum, bineînțeles, șoldul, genunchiul, încheieturile, talpa, depinde unde este localizat, poate să-ți spună mult mai exact, să te ducă la, la cauză. Ok, super. Mai întreabă cineva aici, care este cauza instalării bruște a hipoacuziei neurosenzoriale pe urechea dreaptă? Bruscă nu cred că e, cred că ceva n-a vrut să audă de ceva timp încoace. Da, clar, tot ce ține de urechi, tot ce ține de urechi, ține de ceva ce nu vrem să auzim sau ceva ce auzim și nu ne place. Da? La fel, dacă este urechea stângă, este ceva ce am vrea să auzim, am vrea să ni se spună, da, poate de către
persoana iubită sau poate de către părinți sau poate de către alte persoane din jurul nostru și nu ni se spun acele lucruri, nu ni se spun acele cuvinte. Și dreapta, ceva ce refuzăm să auzim, da? Nu vrem să auzim. Ni se tot spune sub diverse forme sau vine mesajul respectiv în diverse forme în viața noastră, dar noi nu vrem să-l auzim. Și atunci apar durerile, apar afecțiunile legate de urechi. Întreabă-te, pur și simplu întreabă-te, ce anume am nevoie să aud? Ce anume am nevoie să aud? Și pune-ți întrebarea asta de zeci și zeci de ori, da? Până când, se va întâmpla ceva, vei primi un semn, vei primi un mesaj, bineînțeles, să fii și atent, atentă la semne. Dar întreabă-te, ce anume am nevoie să aud? Da. Poate să-i spună soțul că iubește mai mult sau soția, cine știe. Da, este dreapta, deci nu ține de ceva ce ar vrea să audă, ci este ceva ce nu vrea să audă. N-ar vrea, ok. Deci, și atunci lucruri pe care le audă, probabil. Critica din partea altcuiva sau răutățile din partea altcuiva sau bârfele din partea altcuiva, dar revenim la noi. Deci acele răutăți, acele bârfe, acele lucruri negative din partea altcuiva, ni le atragem pentru că oarecum sunt într-o formă sau alta în noi. Da? Ceva din noi le atrage, ca și un magnet. Da? Și magnetul e nevoie de doi poli ca să se atragă. Nu poate să fie unul singur care se atrage singur. Se atrage de ceva care e pe aceeași lungime de undă cu el. Ok. Delia ar vrea să știe dacă o putem ajuta cu câteva cuvinte cu privire la cauza emoțională a herniei de disc cervical. Dacă... Tot ce ține de spate, spatele este susținerea, stâlpul de susținere în viața noastră, spatele, coloana, dar așa în linii foarte mari, pentru că sunt explicații extrem, extrem de detaliate legate de fiecare vertebră. Mai este încă o altă carte pe care o recomand de multe ori, un dicționar al bolilor cu cauzele spirituale. Jack Russell. Nu, Jacques Martel, da. Așa, da. Acolo puteți găsi mai multă informație legată de... Cauzele subtile ale bolilor se numește. Așa, mulțumesc, Alexandra. Putere. Cauzele subtile ale bolilor, da. Și eu îl folosesc, da. De aia, știu. Ok. Dar spatele, în linii foarte, foarte mari, ține de sprijin, de suport. Vezi de cine anume nu te simți sprijinită în viață, da? Sau de multe ori când ai senzația că tu le faci pe toate, nimeni nu te ajută, tu trebuie să le faci pe toate și totul este pe spatele tău, în cârca ta, în greutatea ta și te apasă, vezi ce anume din viața ta simți chiar atât de greu încât ți-a provocat acea hernie de disc. Da, e cervicală, de ce partea de sus, din ce știu, parcă aici e zona cervicală, nu cunosc prea multe chestii pe partea medicală, dar dacă aici e partea de sus, undeva poate a trebuit să stea și mult cu capul plecat. Și greutăți și cap plecat. Greutățile în primul și în primul rând, da, sau poate chiar stă prea mult cu capul plecat și poate ar fi momentul să și-l ridice. Nu există o rețetă minune sau o explicație minune. Cazurile sunt foarte personalizate. Da? Și atunci când se merge pe detalii, ok, pe momentul când s-a declanșat respectivul lucru, ce anume s-a întâmplat, ce situații sunt în viața ta, ce anume trăiești sau ai trăit în acea perioadă, da, poți să ajungi foarte ușor la cauză. Dar nu înseamnă neapărat un singur lucru pentru toată lumea. Înseamnă în linii mari. Dar nu, este un mod de a-ți spune, uită-te acolo, știi, pune lumina reflectoarelor acolo și vezi... Și vezi ce e acolo, da. Și de asta cineva din afară te-ar putea ajuta mai mult în situații de genul acesta.
Loredana zice, îmi este greu să mă bag într-o relație nouă pentru că e mai comod să mă văd cu ex-ul. Este oare greșit să mă tot agăț de trecut în speranța că poate va renaște povestea noastră? Tu ce crezi, Loredana? Tu ce simți legat de asta? Că dacă îți pui întrebarea asta, probabil că deja simți că e ceva greșit acolo, că altfel nu ți-ar fi venit așa să adresezi întrebarea asta. Deci ceva din tine îți spune că ceva e oarecum greșit acolo, dar zona de confort și comoditatea și frica, da? Pentru că și asta este, frica să mă despart de trecut pentru că nu știu ce mă așteaptă în viitor. Da? Tot ceea ce facem, o spun de zeci de ori în toate întâlnirile legate de lui Sei, tot ceea ce facem, ce facem, ce zicem, ce gândim, pornește din frică sau din iubire. Întreabă-te mereu, acest lucru pe care îl fac acum e din frică sau din iubire? Dacă lucrul respectiv este din iubire, e perfect. Dacă continui să te vezi cu ex-ul din iubire, e perfect. Dar dacă continui să faci asta din frică, că nu știi ce să faci în viitor, că nu știi dacă o să mai găsești pe cineva, la fel de nu știu cum. Dacă e din frică, deja e un drum greșit. E un drum greșit care te va duce la o destinație greșită. Deci dacă ți-e frică de singurătate sau că altcineva nu te va accepta sau toate direcțiile în acest sens, clar e frică. Ok, super. E frică și clar aia vei găsi. Întotdeauna vei găsi obiectul fricii. Întotdeauna când stai în tine cu o anumită frică, în calea ta, în viața ta, va apărea obiectul fricii. Dacă ți-e frică de singurătate, vei întâlni singurătate. Dacă ți-e frică să fii părăsit, părăsită, vei fi mereu părăsit, părăsită. Da? Vei întâlni mereu obiectul fricii. Dar la fel, poți să întâlnești mereu obiectul iubirii. Da? Dacă schimbi paradigma. Super. Și mai vreau să spun un lucru, Alexandra și Loredana. Mai vreau să spun un lucru. Uite, și în situații de acest gen, când schimbi paradigma, situația se poate schimba. Dacă în situația Loredanei, dacă, de exemplu, Loredana ar începe să facă lucrul acesta din iubire față de ex-ul, da? Cu gânduri de iubire, cu sentimente de iubire și așa, se pot schimba lucrurile în situația dintre ei. Deci în momentul în care schimbi paradigma. Da. Adică cumva vom vedea partea de iubire în celălalt. Adică vedem ce e în noi. Dacă nu e iubire, vedem iubire. Dacă e frică, vedem frică. Exact. Mai întreabă cineva cum pot elimina o traumă emoțională, o molestare sexuală când eram mică, care nu s-a materializat în viol, dar de atunci, de exemplu, nu mai mănânc fructele pe care mi le oferea acel domn. Cristina, nu pot să elimin nimic. Nu putem să eliminăm nimic din viața noastră. Nu există o metodă magică, nu există o pastilă magică prin care să eliminăm ceva din viața noastră. Tot ceea ce este în viața noastră, într-un fel sau altul, este și va rămâne, va continua să rămână în viața noastră. Ceea ce poți să schimbi este cum te raportezi tu la trecut, cum te raportezi tu la acea traumă, cum te raportezi tu la acea situație pe care ai trăit-o în copilărie. Soluția numărul 1, tratamentul numărul 1 în toate cazurile de acest gen este iertarea. Știu că este foarte greu de făcut asta, da, mai ales în caz de molestări, violuri, crime și așa mai departe, dar este un lucru esențial. Până când nu reușești să ierți acea persoană, nu o să poți să te detașezi emoțional de ceea ce s-a întâmplat în viața ta. Și va continua să te urmărească acea traumă, mental și emoțional, da? Va continua să fie în gândurile tale și în emoțiile tale.
Iertarea deschide calea către vindecare, deschide calea către iubire. Nu poți să te vindeci, nu poți să vindeci nimic până nu ierți. Deci nu există nicio formă de vindecare totală, completă, dacă tu nu ai iertat tot ce ai de iertat în viața ta. Da? De multe ori e nevoie să te ierți pe tine, da? Pentru că te critici, te condamni, trăiești cu regrete că ai fi putut să faci într-un anume fel și n-ai făcut, sau de ce ai făcut într-un anume fel și n-ai făcut în altul. Da? Și atunci, de foarte multe ori, e nevoie să lucrăm cu iertarea propriei persoane. Da. Super. Uite, Elena ne mulțumește pentru că a realizat ceva. Elena e cea care ne-a întrebat de mama ei de anxietate, da, de depresie. Am înțeles ceva important. Deci nu putem decât să ne bucurăm dacă ai înțeles anumite aspecte importante. Mihaela ne întreabă, cum pot ajuta un copil de 9 ani cu mutism selectiv? Vorbește doar cu anumite persoane pe care le cunoaște bine. Da. E selectiv, da. Probabil are un motiv foarte întemeiat să facă. Categoric, asta. Categoric. Și nu... da, e nevoie văzut acolo ce fel de persoane, cu care persoane vorbește. Tipologia, da? Practic. Tipologia mă refer aici. Și cu care persoane refuză să vorbească. Da? Ce este întrebat sau ce îi se spune atunci când refuză să vorbească. E nevoie, trebuie văzut așa foarte, foarte punctual, pentru că atunci poți să-ți dai seama foarte bine, Mihaela, ce anume refuză respectivul copil. Da? Ce fel de comportament, ce fel de vorbe, ce fel de persoane. Și în momentul în care vezi ce anume refuză, atunci te poți concentra pe partea aceea, dar se poate lucra foarte frumos cu copiii, cu afirmațiile, extrem de frumos, cu afirmațiile pozitive. Și chiar ieri mă întreba cum pot să îl fac pe un copil să spună afirmații. Nu pot să-l faci să spună afirmații, poți să fii un exemplu pentru el, un model, da? Te vede pe tine că faci anumite lucruri, anumite afirmații, le va prelua. Deci Mihaela a mers la cauză, a mers la tipologia de persoane, ce refuză, ce acceptă. În familie, spune Mihaela, că sunt. A, e cineva din familie. Ce anume îi se spune? Deci cum se comportă acea persoană, da? Fie că sunt bunici, fie că sunt mătuși sau alte persoane, cum se comportă cu copilul? Ce îi spune? Pentru că copilul are un motiv foarte întemeiat să refuze acel comportament, acea persoană, și o refuză complet. Adică și la modul că nici măcar nu se mai obosește să-i vorbească. Dar din moment ce vorbește, nu e neapărat o problemă în a vorbi. O problemă în a vorbi, da? Mm-hmm. Nu asta e problema. Dacă îmi permiți, aș ruga-o pe Mihaela să... o întrebare pe care eu i-aș mai adresa-o ar fi aceea, cum se simte ea vis-a-vis de persoanele cu care copilul nu vrea să vorbească? Adică, ce sentimente are ea față de acele persoane din familie și nu numai cu care copilul vorbește doar cu cei din familie? Chiar și așa, rămâne valabilă întrebarea. Vorbește doar cu cei din familie? Da. Și cu străinii. Da, este foarte bună întrebarea ta, Alexandra. Foarte, foarte bună întrebarea, pentru că fiind copil de 9 ani, acum am văzut vârsta, de 9 ani, copiii sunt influențați foarte mult până pe la 7 ani, 8 ani, dar continuă să fie și la 9, și la 10 ani, și la 11 ani, continuă să fie influențați de modul în care se comportă părinții, de modul în care acționează părinții, de modul în care procedează părinții. Și atunci, Mihaela, da, foarte bună întrebare, Alexandrei, poate ți-ar fi de ajutor să te întrebi tu cum te raportezi la străini, da? Cât ești tu de sociabilă sau de retrasă? De ce anume ți-e frică în a te deschide față de străini? Da, undeva acolo are probabil o mică traumă cu ceea ce înseamnă străini. Ori ea, ori chiar copilul.
Da, că zice că de la școală. Copilul l-a preluat-o de undeva. Mai mult ca sigur. Deci copilul a preluat-o, nu s-a născut cu ea, nu, copilul a preluat-o și e nevoie văzut de unde, de la cine a preluat-o și de când s-a declanșat chestia asta, Mihaela, sau tot timpul a fost așa? Ea zice de mic nu vorbește, mai ales la școală nu vorbește. Deja am început să lucrez și cu mine, super. E minunat, Mihaela. În primul și în primul rând. Da, întrebarea este că dacă de la școală nu vorbește, poate să vadă cum a fost pentru ea prima zi de școală, cum a trăit mama. Da. Acum adultul, da? Copilul de atunci, toate aceste lucruri. Copilul interior. Exact. Copilul interior cu care lucrăm foarte, foarte mult la atelierele Poți să-ți vindești viața. De ce? Pentru că acel copil interior din noi, din fiecare dintre noi, a suferit probabil sau i s-au imprimat niște lucruri. Și ca să putem să rezolvăm cauzele acestea, e nevoie să accesăm copilul ăsta interior. De multe ori degeaba accesăm noi acum persoana adultă care suntem, pentru că nu persoana adultă suferă neapărat, cât suferă acel copil interior. Da, foarte bine punctat aici. Bun, Doina din Germania ne zice așa, atunci când mintea nu se pune de acord cu sufletul, cum s-ar putea soluționa conflictul? Și ne povestește un picuț, mă aflu într-o țară cu care sufletul meu nu rezonează, dar mintea spune că este locul potrivit. Sunt împreună cu copiii, iar ei s-au adaptat foarte bine. În schimb, sufletul meu tânjește după patria mamă. Aici am călcat cu stângul, mi-am pierdut jobul, cariera s-a încheiat și trăiesc într-un blocaj de câțiva ani buni. Copiii mei merg la școală, prieteni s-au adaptat, sunt foarte, foarte bine. Dar întrebarea rămâne cum împacă mintea cu sufletul. De ce anume ți este frică, Doina? De ce anume ți este frică legat de situația asta? Conflictul acesta pornește din frică, categoric. Iubirea nu poate să cauzeze astfel de conflicte. Cum putem să punem mintea și sufletul de acord? Da, este foarte, foarte important echilibrul între minte, corp și suflet. Degeaba ne ocupăm doar de minte sau degeaba ne ocupăm doar de suflet sau doar de corp dacă cele trei nu sunt în echilibru. Mintea putem să o echilibrăm foarte frumos cu ajutorul afirmațiilor. Da? În momentul în care îmbinăm afirmațiile pozitive cu meditațiile, cu vizualizările, atunci echilibrăm mintea și sufletul. Deci foarte mult cu meditația. Ok. Da, clar acolo există o suferință. Ia să vedem dacă ne-a mai scris ceva. Copiii vor să rămână aici, iar eu nu pot pleca de lângă ei. Ne spune tot Doina. Din ce am înțeles, nici prea cu partea de job nu mai e așa cum... Adică cariera, din ce am înțeles, acolo cumva și-a încheiat-o. Bine, dacă asta decide ea, așa se întâmplă. Da, așa este. Și vezi, Doina, fă următorul exercițiu. Pune pe o foaie de hârtie, pe două coloane, pe o coloană pune lucrurile pro, să rămâi acolo, și pe cealaltă coloană pune lucrurile contra. Da? Încearcă să vezi o balanță oarecum între cele două părți. Și dacă cumva sunt mai multe motive sau mai multe elemente pro să rămâi acolo, atunci lucrează la atitudinea ta. Atitudinea față de acea țară, atitudinea față de job, atitudinea față de viața acolo. Pentru că în momentul în care îți schimbi atitudinea față de lucruri, lucrurile se schimbă. Repet asta. În momentul în care îți schimbi atitudinea față de lucruri și față de persoane, ceva se întâmplă, ceva magic, ceva minunat și acele situații sau acele persoane se schimbă.
Apropo de ceea ce spui tu, ea deja practic faptul că nu mai vrea să stea acolo, zice mai departe, parcă sunt legată de mâini și de picioare sau trăiesc o luptă cu morile de vânt permanentă, de la cele mai simple lucruri până la cele mai complexe. În tot ceea ce vreau să fac apar fie deci întârzieri sau nu reușesc să obțin mai nimic. Pentru că nu mai vrea să stea acolo și atunci, Asta clar, nu vreau. toate merg în direcția respectivă. Da, și la fel, schimbând pur și simplu atitudinea, paradigma, da, gândindu-te că, ok, e o țară minunată, o țară plină de oportunități, copiii vor aici, focusându-te, focalizându-te pe toate părțile pozitive, da, sau pe tot ce este bun în asta, o să vezi că încep să se deschidă noi uși. Atât de simplu e. De multe ori, schimbându-ți pur și simplu atitudinea. Ok. Bun. În ceea ce privește, mai am aici, stai așa că m-am uitat mai jos și cumva am scăpat. Judith ne întreba ceva de afirmații cu privire la partea aceasta când, cum să le spună. Dacă este recomandată o afirmație pe care creierul la timpul respectiv nu crede, cum reformulez să fie credibil? Am scăpat Da. la început. Da, am și spus asta atunci când nu, când ți se pare că nu e prea verosimilă afirmația pentru tine sau nu prea-ți vine așa să o spui așa, reformulează la modul mă deschid la sau sunt deschisă la sau aleg să, da, e foarte bine și așa, aleg să cred un anumit lucru. Ok. Da, se poate reformula foarte frumos. Ceva practic în care efectiv ce tu simți că crezi cum în ceea ce spui. Ceva care îți vine mai ușor să spui. Dădeam exemplu de multe ori cu afirmația sunt bogat, da? Dacă spui afirmația sunt bogat și poate tu nu ai niciun ban în buzunar, o să-ți fie foarte greu să continui cu ea și o să renunți. O să renunți pentru că o să ți se pară așa o prostie. Cum adică să spun că sunt bogat când eu nu am niciun ban? Și atunci e mult mai simplu și mai util pentru tine să spui mă deschid la ideea de a fi bogat, prosper, da? Mă deschid la ideea de. Și atunci e mai ușor de asimilat de către creier și n-o să renunți. Asta este un lucru foarte important, că n-o să renunți. Ar fi păcat să renunți. Ok, tot ea ne spune, dacă am o afecțiune care pare să aibă un anume background emoțional, pentru care există afirmații pozitive, dar de fapt rădăcina problemei este altundeva sau și altundeva, cum mă apropii de cauza reală? Ce îmi dă de înțeles că trebuie să mă duc mai adânc sau în altă parte? De exemplu, insomnie, o anxietate sau mai multe? Da, sunt multe semne. Dacă suntem atenți la semne și dacă ne cunoaștem noi pe noi, sunt foarte multe semne care ne arată lucrurile. Cum te duci mai aproape de cauza reală? Aici meditațiile foarte profunde sunt de foarte mare ajutor. La fel, în atelierele Poți să-ți vindeci viața, facem niște meditații unde ies așa niște lucruri de care participanții habar n-aveau că sunt acolo, habar nu aveau că există în ei și se minunează oarecum asta de unde a mai ieșit. Asta nu credeam că o mai am sau am crezut că am iertat sau n-am crezut că m-a deranjat atât de tare cu tare episod. Deci sunt lucruri care ies atunci când accesăm subconștientul. Dacă accesăm doar raționalul, doar mintea, poate că e un pic mai dificil să ajungem la cauză. Dar în momentul în care accesăm subconștientul, prin meditații, prin vizualizări, ies la suprafață lucruri și cauzele reale. A treia întrebare, cât de mare accent se pune în metoda doamnei Louise Hay pe emoțiile din viața intrauterină sau efectul traumelor avute de mamă și cum se lucrează în acest caz? Noi am menționat ceva de copilul interior, poate fi nevoie să Da. știm mai multe. Da. Se pune foarte mult accent pe emoțiile din viața intrauterină, pentru că acel făt, acel embrion,
E nevoie luat în considerare din momentul în care este conceput și chiar înainte de asta, nu doar în momentul în care se naște, nu doar în momentul în care a venit pe lume. Și tot ceea ce trăiește mama în perioada sarcinii și chiar înainte de sarcină, totul își pune amprenta asupra copilului, asupra fătului. Cât de liniștită a fost mama, cât de agitată, cât de stresată, cum a reacționat atunci când a aflat că este însărcinată, da? Dacă s-a speriat sau s-a bucurat sau a vrut să renunțe la copil sau ce a fost în capul ei atunci când a aflat că este însărcinată. Și chiar înainte de viața intrauterină. Și de aceea ar fi bine, mă rog, ar fi bine ca cineva să ne învețe lucrurile acestea, că nu ni le spune nimeni și nu ne învață și de cele mai multe ori aflăm de ele după ce am devenit mame, după ce am devenit părinți. Ar fi bine să se predea chiar în școli lucrurile acestea. Pentru că e minunat să te pregătești pentru rolul acesta de mamă, să te pregătești dinainte, să te pregătești mental și sufletește și psihic și corporal, să te pregătești din toate punctele de vedere pentru acea viață pe care o aduci pe lume. Pentru că, pe urmă, nu știi de unde sunt traumele care sunt sau, de exemplu, un copil care, să zicem, mama află că este însărcinată și nu vrea să spună nimănui despre lucrul ăsta și se sperie și este rușine și nu-și dorește acel copil, da? Și nu spune nimănui despre asta, este foarte posibil, dacă până la urmă aduce pe lume acel copil, este foarte posibil să nască un copil cu autism. Da? Și atunci nu știi de unde provine lucrul acesta. E un exemplu. Dar foarte mult accent se pune pe copilul interior în metodele lui Hay. Necesită să fac o rectificare, au fost două Doina, s-au combinat mesajele lor, dar să știți, Doina, atât una cât și cealaltă, că nu este întâmplător faptul că cumva ați scris într-o completare. Una e Doina Germania, alta e doar Doina simplu, dar cealaltă Doina întreabă despre vertij, care ar putea să fie cauzele și ce ar putea să facă. Amețelile, vertijul. Sincer, nu știu concret. Vă spun din cartea lui Louise Hay. Cu siguranță am văzut afecțiunea aceasta. Vertij. Așa, și ne duce la amețeală. Probabil sunt mult prea multe gânduri acolo și de la un moment dat îți dă așa o stare de amețeală ca cumva să te potolești, să mai încetezi cu tot felul de nebunii. Să te oprești, da, din... Atunci când te simți într-un carusel, știi, și foarte multe lucruri cumva trec prin... Da, și până la urmă are și sens și are și logică, da, gândirea, da, ce ține de amețeală, de cap, de creier, gândirea haotică, nefocalizată, dar mai este în plus și realitatea, adică refuzul de a vrea să privești realitatea în față. Da? Este ceva în realitatea ta, în viața ta și tu nu vrei să vezi acel lucru. Nu știu, poate nu vrei să vezi că ești într-o relație toxică, da? Sau nu vrei să vezi cât de mult rău îți face faptul că stai într-o anumită relație. Da, e un exemplu. Și ca și afirmații aici la amețeală, la vertij, afirmația mă simt în siguranță atunci când mă bucur de viață. Sau sunt profund centrată și împăcat cu viața mea. Deci forme de rezistență. Da, dar probabil ceva în ea, în viața ei, este așa, confuz. Știi că atunci când te simți într-un carusel, foarte multe lucruri se întâmplă, foarte multe gânduri și atunci, la un moment dat, nu, amețești.
Amețesc și nu mai este nici bucuria de viață când este acel haos. Da? Și atunci când nu este bucurie de viață, practic tu nu curgi lin cu viața, ci te opui la viață. Îi opui rezistență. Nu stai seama de asta. Da? Și n-o să zici că da, mă opun la viață. N-o să zici asta și n-o să crezi asta. Dar practic, prin ceea ce se întâmplă, prin ceea ce faci, asta arată, asta simbolizează. Uh-huh. Da? Ne mai întreabă cineva dacă adormi în timpul meditației, de bine sau de rău? Fac tot timpul precizarea că bine și rău nu există, sunt doar două etichete date lucrurilor. Ceea ce e bine pentru cineva... Da, bine, ai întrebat, e de bine sau nu? Eu am zis rău, deci vezi, asta a venit de la mine. Uite, asta a venit de la tine, da, ok. Asta era o precizare așa pentru toți, da, să știți că nu... Noi suntem cei care punem etichete la lucruri, bine, rău, ăla e bun, ăla e rău, dar nu există rău absolut și bun absolut, pentru că în absolut orice este dualitatea. Există atât rău cât și bine. În cazul meditației, dacă adormi în timpul meditației, poate fi o modalitate în care corpul atunci își găsește, are nevoie de relaxare și de odihnă. Și acela este momentul propice, momentul perfect pentru el să își ia ceea ce are nevoie. Asta o perioadă de timp. Dacă luni și luni de zile continui să adormi în timpul meditației, da, și după ce ți-ai luat porția de odihnă, este oarecum din nou o formă de rezistență. Da? O formă de rezistență la ce? La schimbare. Pentru că meditația e un proces care te va duce spre o schimbare, dar tu inconștient nu-ți dorești acea schimbare. În subconștientul tău nu o vrei. Nu-ți dai seama de asta, dar nu o vrei. Ok. Mai întreabă cineva aici cum să fac să nu mă autosabotez. De exemplu, îmi doresc să citesc cărți de dezvoltare personală și îmi găsesc alte lucruri de făcut, altele de făcut. Pur și simplu în momentul în care conștientizezi asta, da? Că uite, ai conștientizat, Cristina. Da? Odată, îți dorești să citești cărți de dezvoltare personală, e o conștientizare. A doua conștientizare, îți găsești altceva de făcut. Dacă conștientizezi atunci, pe moment însemnând că, nu știu, te gândești, uite, aș vrea să citesc cartea asta, da? Și ai cartea în față, în mână. Și îți sună telefonul sau te cheamă... nu știu cine, să faci nu știu ce, conștientizează atunci pe loc și ce poți să faci este să faci acel lucru. Măcar 5 minute citește, da? Măcar 2 minute, măcar oricât, doar fă acel lucru, pentru că asta simbolizează, îi dai un semnal creierului că tu deții controlul și nu el asupra ta. Da? Ai făcut acel lucru ca și cu frica. Da? Fă acel lucru de care ți-e frică și frica se va diminua. Deci în momentul în care ai conștientizat, acolo câteva minute, 2, 3, 5 minute, citește ceva din cartea aceea. Sau dacă nu e urgent, pur și simplu să decizi să amâni acel lucru și nu cititul. Sau să decizi conștient, dar practic în momentul în care te pui să citești 2, 3, 5 minute, ai decis. Mm-hmm. Deci practic în momentul în care... te-ai pus să faci asta chiar dacă îți apare în cale altceva de făcut, practic ai decis inconștient. Ne spune Alina, practic meditația de câteva luni și am observat că în ultimele 3 săptămâni m-am simțit ciudat, am avut o felul de senzații de disconfort. De ce? E minunat, Alina. Ești pe drumul cel bun. Știți cum e când se face curățenie? Da? De obicei, când vrei să faci curățenie generală în toată casa, la început e haos, așa e? Le adun toate, le muți de la locul lor, e așa, un haos. Dar după aia arată minunat, nu? Așa este și în situațiile de genul acesta, dar la început s-ar putea să fie
senzații de disconfort, s-ar putea să te simți ciudat, sau să apară tot felul de provocări, da? Îți propui să te schimbi, te deschizi la schimbare, începi să faci anumite lucruri și vin tot felul de provocări sub formă de accidente, sub formă de alte lucruri și de obicei atunci oamenii se sperie. Se sperie și renunță. Și practic nu au trecut, n-au reușit să treacă peste prin acea provocare. Da? E minunat că se întâmplă lucrurile acestea. E minunat când vine câte o provocare. Poate că sună ciudat ce spun, dar dacă nu este nicio provocare, înseamnă că nu ești neapărat pe drumul cel bun. Așa că e nevoie să fie și câte o provocare atunci când ești pe un drum de schimbare. Ai răbdare, Alina. Ai răbdare, continuă să faci asta, nu te opri, nu renunța și o să vezi că lucrurile se echilibrează. Ies foarte multe lucruri la suprafață. În momentul în care facem meditații, facem vizualizări, ies tot felul de lucruri din subconștient. Și nu întotdeauna acele lucruri sunt plăcute. De fapt, de cele mai multe ori nu sunt plăcute. Da? Numai rețineți ideea să nu vă speriați. Să nu vă speriați și să nu renunțați. Elena ne întreabă, am avut un atac de panică la volan și am rămas cu frica de condus. Vreau să mă reapuc de condus, dar cum mă urc în mașină, simt că mă ia răul, parcă nu sunt prezentă. Da, frica. S-a instalat frica ca un blocaj. Ce anume s-a întâmplat atunci, Elena? Ce anume, cu cine erai în mașină? La ce te gândeai? Ce anume făceai când te-a cuprins acel atac de panică? Contează foarte mult circumstanțele în care s-a produs respectiva situație. După ce afli cauza, pentru că este foarte important să afli și cauza, poți să treci la soluție. Adică vrei să te reapuci de condus, dar te cuprinde frica. Cum spuneam, cea mai bună modalitate prin care poți să dizolvi o frică este să treci prin ea. Asta ne spune și psihologia. Nu peste ea, nu pe lângă ea, ci să treci prin acea frică. Îți dai voie să treci. Să o trăiești, da, să o trăiești, pentru că doar așa ea se dizolvă. Ok. Dar, da, e foarte important pentru că atacul de panică la volan l-a avut, adică e o altă cauză în spate. S-a întâmplat la volan, ok, dar care a fost cauza? Da. Pentru că a asociat momentul acela de frică maximă cu condusul. E doar o asociere, dar cauza probabil este cu totul alta. Cauza e în altă parte, da. Era singură, îmi spune, era foarte agitată, muncă, copil, facultate. Probabil că atacul de panică că nu mai faci față. De acolo a venit. Și că sunt prea multe. Poate să fie și asta, dar contează, ajută foarte mult întrebările acestea. Da? Ce făceam în acel moment? Ce gândeam în acel moment? Bine, poate nu-ți mai amintești exact la ce te gândeai, dar câteva detalii legate de circumstanțele de atunci. Mm-hmm. Da? Cât mai multe... Gândiți-vă la următorul lucru. Și când mergeți la medic, aici, de exemplu, este o parte pe care psihologia o neagă, ca să zic așa, da? Psihologia se axează mult pe soluții, pe hai să vedem ce putem să facem de acum încolo și, da, mergem mai departe. Nu e tocmai așa, pentru că, gândiți-vă atunci când te duci la medic, medicul nu e că îți dă un tratament rapid sau o soluție rapidă, ci spune câteva întrebări. Da? De când ai afecțiunea asta? Ce s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat? Spune niște întrebări, nu? Se duce puțin, nu suficient de cele mai multe ori, dar se duce puțin și la cauze. La fel și aici e nevoie să ne punem întrebări. Și e nevoie să aflăm cauzele, nu doar soluția, da, în cazul Elenei, nu doar soluția ce să fac ca să mă reapuc de condus, pentru că va funcționa o perioadă, dar nu pe termen lung, e nevoie să se vadă cauza. Cauza, ce s-a întâmplat atunci, ce s-a întâmplat exact, care au fost circumstanțele mai exacte ale situației. Da.
Bun, ne mai întreabă aici Mihaela, de câteva zile mă chinui cu o nevralgie, partea stângă a capului plus coloana cervicală. Ce afirmații pot duce la vindecarea ameliorarea durerii? Adică ce ar putea să folosească ca și afirmații? Se pot folosi afirmațiile generale legate de sănătate sau strict foarte concrete legate de coloană sau legate de cap. Dar ajută foarte mult și cele generale și de multe ori ajută mai mult pentru că te poate durea capul, dar cauza nu e neapărat legată doar de cap. Da? Sau te poate durea spatele, dar cauza poate nu e neapărat legată doar de spate. Dacă înțelegeți ce vreau să spun. E implicat oarecum tot corpul, da? E implicat și creierul, e implicat și spatele, e implicat și capul, poate și alte organe. Și atunci mai mult ajută câteodată afirmațiile generale. De genul, sunt sănătos sau sunt sănătos, sănătoasă sau mă deschid la vindecare, din nou, dacă ți-e greu să spui că ești sănătos când tu de fapt te simți rău sau te simți prost. Sau mă simt din ce în ce mai bine cu fiecare zi care trece. Da? Asta deja îți deschide așa oarecum un proces lin și treptat. Da? Nu-i ceva ce se face dintr-o dată și nu-i pastila magică, ci un proces lin și treptat. Mă simt tot mai bine cu fiecare zi care trece. Ok. Cristina, durerea se instalează imediat cu evenimentul sau după ceva timp? Vindecarea ei durează tot atâta timp cât a luat și durerea și emoția din spate? Cred că se referă la, nu știu, gradul de somatizare sau perioada de când se întâmplă ceva până când somatizăm o anumită durere. Cred că la asta se referă. Din nou spun, nu este o rețetă standard, nu este o durată standard. Da, știu, noi de cele mai multe ori vrem să știm cât durează, cât trebuie să fac, cât trebuie să spun, cât trebuie să, cât. Noi vrem să știm cât durează. Nu este o rețetă standard. Depinde cât de veche este afecțiunea, cât de acutizată este afecțiunea respectivă, da? Cât de profundă este cauza. De exemplu, sentimentele de sau emoțiile, sentimentele de furie, de mânie, treptat, treptat se transformă în tristețe. Și pe urmă duc la depresie și anxietate. Da? Și ai zice că nu au nicio legătură furia și anxietatea, că par așa din lumi diferite. Și totuși au o foarte mare legătură. Mânia, iarăși, o emoție de o vibrație foarte joasă, dacă o perioadă îndelungată trăiești cu această emoție, duce la ură. Ura duce la cancer. Inevitabil, ura duce la cancer. Și în funcție de unde este localizată, poate să-ți spună mai multe. Ce mai era aici, Alexandra? Eu nu văd. De care ei durează tot atâta timp cât a luat și durerea și emoția din spate, adică ca și timp probabil se referă. Dacă a durat emoția, nu știu, 2 ani și vindecarea durează 2 ani, ceva de genul. E posibil să fie și așa, e posibil, dar nu este o rețetă standard pentru asta. Știu că sunt voci care spun că atâta timp cât a durat deteriorarea, ca să zic așa, atâta va dura și vindecarea. Dacă, nu știu, a durat un an de zile în care ai suferit de ceva, tot un an de zile va fi nevoie până te vindeci. Eu nu sunt neapărat de acord cu această idee, pentru că dacă cineva este foarte hotărât, foarte deschis la schimbare, rezultatele pot să apară mult mai repede. Gândiți-vă numai în cazul lui Louise Hay, a avut acea tumoare, da, acel cancer. Mai devreme v-am zis, ura, mânia, duc la cancer. Ea a avut o copilărie foarte grea, cu foarte multe abuzuri și foarte multe lucruri negative în viața ei. Vă dați seama că acea ură era deja de ani și ani de zile.
Da? Dar la ea vindecarea a durat 2 luni. Deci ea în 2 luni, ocupându-se exclusiv de ea, corp, minte și suflet, după 2 luni când s-a dus la control, nu mai era nicio tumoare în corpul ei. Da? Deci, practic am putea spune că putem lucra pe intensitate. Pe intensitate și pe hotărâre, pe determinare, cât ești de hotărât să te vindeci, cât ești de hotărât să schimbi acea situație, cât ești de hotărât să-ți schimbi viața. Dacă nu-ți place viața ta, nu mai suporți să o trăiești așa cum o trăiești, cât ești de hotărât să faci acele schimbări. Și cu cât hotărârea este mai mare, cu cât determinarea este mai mare, cu atât rezultatele sunt mai eficiente și mai rapide. Deci eu nu cred în ideea aceea că atâta cât durează boala, durează și vindecarea. Da, aici, într-adevăr, că dacă intensitatea este mare, atunci cu siguranță și ca timp vei lucra mai mult, vei vindeca mai mult, vei scoate la suprafață toate cele cauze pe care au dus la boală. Exact. Și la cancer nu se ajunge de la o lună la alta. Da, chiar dacă pare. Chiar dacă asta pare, dacă e ceva, acum a apărut de nicăieri, tumoarea, nu este adevărat, nu este așa. E descoperit poate de ultim moment, dar da. Când apare durează, da. Maria ne întreabă, eu am o blefarită la ochiul stâng, nu am găsit încă o cauză emoțională sau mai bine zis tiparul meu mental care îmi provoacă blefarita. Ce pot să fac? Foarte, foarte pe scurt și concret, tot ce ține de ochi, ține de ceva ce vrem sau nu vrem să vedem. Da? Și la fel, stânga, dreapta, emoționalul, raționalul sau partea feminină, partea masculină. Da? Fiind vorba de ochiul stâng pe emoțional, da? Gândește-te, Maria, ce anume nu vrei să vezi sau ce anume ai vrea să vezi și nu vezi, da? Ai vrea să vezi pe cineva comportându-se într-un anume fel și nu se comportă, da? Aici e foarte rapid cu ochii, pentru că ține de ceva ce... Clar, ceva ce are de văzut sau ce vrei să vezi sau ce nu vrei să vezi. Exact, exact. Și în momentul în care descoperi și în momentul în care accepti să vezi acel lucru, începe vindecarea. Loredana zice că s-a trezit cu un blocaj de cap, de gât, mai degrabă de cap, mai puțin, nu poți mișca capul, dar gâtul e cel mobil, umeri, pe dreapta. Oare ce conflict îmi arată? Mai vrei să te întorci să te uiți stânga-dreapta? Da. Mobilitatea, gâtul e mobilitatea. Da, și susținerea și mobilitatea, da? Direcția în viață, poate în ce direcție mă uit? Poate și te-ai blocat așa că nu mai vrei să vezi nici în stânga, nici în dreapta, ceva refuz, e conflictul unui refuz aici, ceva ce nu vrei să vezi din viața ta, având legătură și cu umerii, e ceva ce te și apasă și e și logic, nu vrei să vezi pentru că te apasă și nu-ți place acel lucru și dreapta partea masculină și partea rațională. Ceva legat de partea ta masculină, Loredana, sau de partea rațională, lucruri ce țin de rațional, deci nu de emoții, nu de sentimente, ci de rațional. Ce anume te blochează în viața ta? Și atenție la ce cuvinte folosiți. Că dacă spuneți, bine acum, dacă folosiți odată, nu se întâmplă mare lucru, dar dacă devine un obicei, să folosiți expresii de genul m-am blocat de, am un blocaj, iar m-am blocat de nu știu ce. Astea sunt afirmații. Da? Afirmații care nu le numesc pozitive în cazul acesta pentru că nu sunt pozitive. Nu ne ajută cu nimic ca să spunem că avem blocaje sau că ne-am blocat de anumite lucruri, pentru că atunci ne atragem mai multe blocaje și mai multe lucruri care să ne blocheze. Da, ne spunea Maria Dinu că are și miopie. Doamna cu blefarita. Deci, multe lucruri nu vrea să vadă. Da.
Miopia este, din ce știu eu, privit în viitor, adică nu vreau să văd viitorul la depărtare. Nu de alta, dar și eu am miopie. Chiar dacă port lentile, nu se vede, o am de mică. Da, am înțeles multe și lucruri. Fricile. Da, da, fricile cu privire la viitor. Nu vreau să văd ce sunt, nu vreau să văd, sau mi-e frică de necunoscutul din viitor sau tot așa mai departe. Da, da, da. Ok, bun, ia să vedem că m-am uitat în jos, în sus și am... Bună. Corina zice așa, aș avea și o întrebare. Am avut o boală gravă pe care am reușit să peste care am reușit să trec, dar mi-a rămas un efect secundar. Nu pot să mănânc orice, în special fructele, îmi provoacă dereglări de tranzit. Nu știu cum să lucrez pentru asta. Uneori mă simt prizonieră în casă, deoarece avea baia la îndemână mă liniștește. Foarte multe cuvinte grele, încărcate negativ, Corina, în tot ce, în tot ce spui. Boală gravă, am reușit să trec, dar efect secundar, nu pot să mănânc. Sper că nu spui asta foarte des. Asta ar fi un lucru minunat. Nu știu cum să lucrez, mă simt prizonieră. Deci, foarte multe afirmații în ceea ce ai spus aici, dar toate negative. Sau negații, da? Sau afirmații negative. Efecte secundare. Nu pot să mănânc orice. Ce îmi provoacă dereglări de tranzit? Ok. Ce este tranzitul, da? Sau colonul? Ține de tot ceea ce vrem sau nu vrem să eliminăm din viața noastră și sau lucruri la care nu vrem să renunțăm, poate fi în cazul constipațiilor, de exemplu. Dar în cazul Corinei este dereglări de tranzit, mă gândesc că în cazul acesta mai mult diaree decât constipație. De ce anume vrei să te scapi repede din viața ta? De ce lucruri sau de ce... omisiuni, poate, sau de ce anume vrei să scapi repede din viața ta. Da? Mă simt prizonieră în casă. Dacă tu asta continui să-ți spui, vei deveni încet oarecum prizonieră. Mai bine spuneți afirmații, sunt liberă, da? Sau mă simt liberă să mă duc oriunde, da? Sau orice pozitiv legat de asta. Schimbă, pur și simplu schimbă. Nu am reușit să, reușesc să, mi-a rămas un efect secundar, nu sunt efecte secundare, sau mă rog, nu la negativ, trec cu ușurință prin orice provocare, nu pot să mănânc orice, pot să mănânc orice îmi doresc, fructele îmi provoacă dereglări de tranzit, fructele îmi fac bine, da? Schimbă toate paradigmele acestea. Nu știu cum să lucrez pentru asta, știu cum să lucrez pentru asta, da? Sau mi se arată modalitățile în care să lucrez pentru asta, da? Și libertatea, în primul rând libertatea. Uneori mă simt prizonieră în casă. Uite un alt lucru, Corina, care mi-a venit acum așa să ți-l spun legat de ce ai scris. Faptul că te scapi repede de anumite lucruri din viața ta și prizonieră, da? Ceva te strânge, te îngrădește și nu mă refer la casă și la baie, ceva emoțional te îngrădește acolo și vrei să scapi repede, vrei să te eliberezi. Și conflictul, uite, totuși este conflictul, da? Te și eliberezi repede și ești prizonieră. Ia vezi ce... Cumva trebuie să aibă libertate și atunci, probabil, la nivelul de tranzit găsești acea libertate. Exact, exact. Corpul simte nevoia de a merge în direcția libertății. Melinda, cum să ne învingem frica de singurătate? Cum să o depășim? Cum schimbăm paradigma? Așa, frica de singurătate, din nou, mergem la cauze, de unde anume apare acea frică de singurătate sau de abandon sau de a fi părăsit sau de a fi singur. E greu de descoperit cauzele rațional. Din nou, merge foarte ușor prin exerciții, prin meditații, prin vizualizări și prin dizolvare, ca și la frică.
Da, ok. Care este cel mai rău lucru când, când ești singură? Și uite, dacă, dacă dorești, cine a pus întrebarea, Alexandra? Melinda, da, a scris-o în privat, de aceea nu o vezi. Ok. Dacă dorești, Melinda, putem să facem exercițiul acesta chiar, chiar acum, dacă ești deschisă și vrei să, să și răspunzi, da? Poți să-ți pornești și microfonul dacă vrei să, să răspunzi direct. Uite, care este, care este cel mai rău lucru sau care îl vezi tu cel mai rău lucru legat de singurătate? Da, am pornit microfonul, Melinda. Dacă, dacă dorești, Melinda, doar dacă dorești să, să facem exercițiul acesta, dacă nu, nu e nicio, nicio problemă. Eu microfonul l-am pornit, dar cred că nu-i funcționează. Ce aș vrea eu, dacă tot am punctat, Otilia, să, să ne spui și ceilalți să afle, pentru că este important, mai ales că eu recomand cu drag workshop-ul tău, pentru că multe exerciții se fac. Mie îmi place partea practică. Cei care mă cunosc de aici, o parte dintre ei știu, chiar la un moment dat îmi, îmi spunea cineva că sunt un 3 și că sunt cu logica. Și atunci cu atât mai mult îmi plac workshop-urile practice. Și să ne spui un picuț ce au de câștigat cei care fac acest workshop, cum să-ți vindeci viața. Pentru că, ok, lumea știe, cunoaște cartea, informațiile să înțeleg că cumva ar putea să le ia de acolo. Dar eu te las pe tine să, să le spui ce se întâmplă în, în workshop, că e mai bine, vine din partea ta direct. Da, deci care sunt, sunt beneficiile? Odată, beneficii imediate în cadrul workshop-ului. Pentru că în, prin exercițiile care se fac acolo, prin meditații, prin vizualizări, unele lucruri deja se rezolvă în, în, acele, în acele zile de, de atelier. Asta este primul mare beneficiu. O foarte mare eliberare, de obicei asta experimentează participanții, o eliberare, o ușurare imensă, pentru că așa sunt structurate exercițiile, se merge de la, de la conștientizare, identificare, eliberare, noile paradigme, noua gândire. Și participanții asta experimentează de obicei foarte multă eliberare. Alte beneficii sunt faptul că dobândești niște instrumente, niște unelte cu care tu pleci acasă și poți să le folosești. Practice, rapide, relativ ușoare, da, care nu îți cer ore întregi pe zi sau nu îți cer nu știu cât de mari sacrificii, în primul și în primul rând pentru că noi oamenii nu prea suntem dispuși la sacrificii și să plătim prețul pentru, pentru anumite lucruri. E bine, metodele lui Louise Hay sunt, sunt simple. Cum am spus și la început, simple, nu neapărat ușoare, dar sunt simple, la îndemâna oricui. Da? Înveți să faci un lucru în acel atelier, poți să continui să-l faci, să-l faci acasă de zeci, de sute de ori, să lucrezi cu tine până când, până când obții rezultate. Un alt beneficiu este acel grup de suport de care vă spuneam, în care sunt introduși toți participanții de la workshop-urile Poți să-ți vindești viața, pentru că este foarte importantă continuitatea, extrem, extrem de importantă. Altfel, da, te duci, faci un curs de două zile, de o zi, de o săptămână, de nu știu cât, te duci acasă, te mai ține entuziasmul și energia încă câteva zile și pe urmă s-a dus tot. Dacă nu, mai continui să faci ceva în sensul acesta. Și compar mereu cu, cu hrana fizică, da, la fel cum ne hrănim corpul fizic în fiecare zi și chiar de, de mai multe ori pe zi, la fel e nevoie să ne hrănim și mentalul și spiritualul, da, și să lucrăm cu asta. Și grupul acesta de, de suport este de foarte mare ajutor în acest sens. Pentru că acolo sunt toți participanți la, de la workshop-urile Poți să-ți vindești viața, care au făcut aceleași lucruri, care merg oarecum în aceeași direcție a evoluției, a dezvoltării, a creșterii. Și atunci este foarte, foarte important sprijinul acesta dat în, în grup.
Ok. Uite, chiar o întrebare interesantă de la Doina. Vorbeam noi la un moment dat de partea de iubire și frică. Și zice, și totuși nu întotdeauna dacă ți este frică de iubire și găsești sau primești iubirea. Cum așa? Cum? Încă o dată te rog, Alexandra. Nu. Probabil venea în completare la ceea ce discutam noi atunci despre frică și iubire. Da. Știi? Da. În cele două direcții. Da. Și totuși, zice ea, și totuși nu întotdeauna dacă ți este frică de iubire și găsești sau primești iubirea. Cum de se întâmplă așa? Se poate întâmpla și așa, dar ajungi să o pierzi. Când continui cu frica, ajungi să o pierzi. Deci de multe ori ți se oferă acel lucru, așa, oarecum, da, uite cum este, hai să vezi și tu cum este, dar dacă nu schimbi, dacă nu schimbi paradigma în iubire, vei pierde acel lucru. Da? Cum se întâmplă că totuși primești dacă este o frică, frică de iubire, Doina? Doina întrebase. Da, frică de iubire. Frică de iubire. Ce am spus mai devreme? Atragi acele lucruri de care ți-e frică. Da? Deci întotdeauna ajungi să întâlnești obiectul fricii în viața ta. Ți-e frică de iubire, ajungi să întâlnești iubirea, ajungi să întâlnești obiectul fricii. Dar dacă vei continua cu frica, îl vei pierde. Asta este ideea. Ți se dă, dar ca să-l menții în viața ta, e nevoie să schimbi paradigma. Da, e un paradox cumva frica de iubire. Paradox, dar să știi că este această frică și oamenii își pun tot felul de protecții. De ce? Pentru că fie au fost trădați, fie au fost părăsiți, fie au fost abandonați când au fost mici, da? din multe motive. Și atunci își pun așa ca un zid de protecție, se feresc de iubire, pentru că asociază oarecum iubirea cu durerea, iubirea cu pierderea. Da? Și atunci nu sunt dispuși să plătească prețul pierderii sau nu sunt dispuși să treacă prin acea durere și refuză și iubirea. E paradox, dar e destul de logic și de explicabil. Ok. Mai avem un picuț. Uite, ne spune Diana, am observat că am blocaje la nivel de comunicare, exprimarea opiniei. Pur și simplu nu îmi vin cuvintele în momentul când discut cu cineva. Mă gândesc mult ce ar trebui să spun să mă fac înțeleasă. Se întâmplă aproape cu orice persoană. Ne mulțumește. Comunicarea, da. Comunicarea. Probabil comunicarea a fost deficitară și în copilărie și probabil nu ți s-a... E posibil să nu ți se fi permis să te exprimi și să spui ceea ce ai de spus sau în momentul în care vroiai să spui ceva sau să exprimi ceva, ți se spunea să taci sau să stai la locul tău sau astea poți să le identifici tu din copilăria ta. Cu siguranță țin de copilărie, dar exprimarea nu ți s-a dat voie să te exprimi. Și atunci, la vârsta adultă, ce facem? Continuăm să atragem sau să căutăm acele situații pe care le-am trăit în copilărie. Ce poți să faci? Una la mână, prin aceste întrebări, mers la cauză, da? Ce anume din copilăria ta a declanșat comunicarea deficitară sau greutățile acestea în comunicare. Odată descoperită cauza, acceptarea care e primul pas spre schimbare și spre vindecare și spre transformare și pe urmă dizolvarea fricii, pentru că sunt și acolo niște frici. Ți-e frică să spui ceea ce ai de spus. Da? Dizolvarea fricii la fel. Care este cel mai rău lucru dacă spui atunci pe moment și pe loc ceea ce vrei să exprimi. Și mers tot așa mai departe cu întrebările până se dizolvă tot. Dar cauza este cea mai importantă. Mm-hmm.
Da, uite, ne spune Cristina, discutam adineauri, a venit ulterior cu completare cu privire la abuzul sexual de care spunea că i-ai recomandat, zice așa. Alexandra mi-a zis Otilia să-l iert pe acel domn cu molestare sexuală și am făcut-o, dar cum descoper de ce mai am un blocaj? Nu mai mănânc acele fructe de care spunea ea și ce ai putea să recomand sau, nu știu, afirmații pe care ar putea să le. Adică, ea spune că deja a iertat. Da, de multe ori asta spun oamenii. Asta spun, da, eu am iertat deja. Și asta nu, și nu e așa. De cele mai multe ori nu e așa. Și asta nu pentru că vor să mintă, nici pe departe lucrul acesta, ci pentru că ei asta cred, că au iertat, dar în exerciții, prin meditație și prin vizualizări și prin exercițiile care le facem la workshop-uri, ies la iveală aceste lucruri. Am avut și nu odată participanți la ateliere care la exercițiile cu iertarea, de exemplu, erau oarecum așa șocate de ce mai caută acea persoană acolo pentru că au iertat-o de mult. Deci noi conștient credem că am făcut asta, dar posibil să nu fie chiar așa. Eu recomand înainte de a trece la afirmații, eu recomand lucrat încă un pic pe procesul de iertare cu acea persoană sau legat de acea persoană sau de acel eveniment neplăcut. Și pe urmă afirmațiile. Ok. Lumea deja întreabă cum pot participa la workshop-uri, la acele workshop practice, acele ateliere practice. Poate ar fi momentul, pentru că mai avem doar 5 minute, să ne spui cum pot să fac acest lucru. Eu le-am dat link-ul pentru cel de online din 6 iunie, dar vom veni și în țară pentru că, din ce știu, nu se pot face ambele zile online, ci doar una. Ne poți explica tu mai multe? Da, vă dau acum câteva detalii. În mod normal, atelierele, workshop-urile Poți să-ți vindești viața, durează 2 zile. În mod normal, le facem în weekend, sâmbătă și duminica, și se lucrează de dimineața până seara în aceste workshop-uri. În această perioadă în care încă nu avem libertatea de mișcare deplină, se merge pe online și pe online, dar nu 2 zile, ci o zi. Precum cel de care v-a vorbit Alexandra, va fi în data de 6 iunie, un workshop o să-ți vindești viața de o zi, sâmbătă, de dimineața de la ora 10 până seara la ora 7, cu pauzele de rigoare. Pentru înscrieri cu Alexandra discutat sau v-a pus, cred că, și linkul Am pus pe. și link-ul pe Ah, alexaevent.ro, o să le trimit și o notificare cine vrea să. Dar pe site au toate detaliile, pot accesa link-ul. apar acolo. Da, cum zicea și Alexandra, vom ajunge și în țară. Funcționează destul de bine și de profund și în varianta online. Eu personal țin foarte mult la atelierele făcute în persoană, făcute live și nu neapărat cele online, pentru că este o altă energie de grup, dar să știți că rezultate sunt în ambele situații, și în cele în online și în cele live. Mai sunt alte webinarii, unele gratuite, unele plătite. De exemplu, în data de 5, cred că săptămâna viitoare, în data de 5 este un webinar pe tema relațiilor. Este gratuit, doar că e cu parte de traducere, pentru că e deschis și pentru participanți din Tenerife, din Miami, din Venezuela și din Cuba. Deci va fi cu parte de traducere, pe cine nu deranjează asta. Va fi și română și spaniolă. În curând, da, vom ajunge și prin țară. Alexandra o să vă țină la curent cu datele de organizare. Deocamdată nu putem programa pentru că încă nu e totul cert și chiar dacă cumva poate am reușit să ne strângem și în iunie, nu știu dacă ne-ar fi ok să fim cu măști și atunci eu zic că mai bine să așteptăm luna iulie și de acolo să vedem ce facem. Altă, da, o să vedem cum decurg lucrurile și cum se derulează situația.
Apoi mai sunt taberele Louise Hay. În perioada 16-19 iulie este o tabără care se ține la Roșia, în județul Bihor. Nu mai sunt locuri pentru această tabără, sunt epuizate toate locurile, dar cine dorește se poate eventual înscrie pe o listă de așteptare pentru următoarea tabără. Oricum, Alexandra vă ține la curent cu toate detaliile și mai puteți vedea detalii legate de toate evenimentele lui Sei și pe pagina mea, pe Arta Vindecării Otilia Dea. Le-am pus și site-ul. Așa, uite, a pus Alexandra și site-ul. Pe site-ul www.otiliadeac.ro, pe Facebook Arta Vindecării Otilia Deac. Am pus și Facebook-ul ca să puteți să o urmăriți. Așa, sunt acolo toate detaliile. Dar cu siguranță o să ne mai auzim cu Otilia, pentru că mai sunt multe lucruri. Poate facem o sesiune în care să ne împărtășești din experiența utilizării tehnicilor lui Sei la modul de cazuistică clară de-a lungul, știi, confidențiale rămânând, dar spunând ce lucruri ai reușit să rezolvi cu aceste tehnice. Dar pe cazul tot timpul dau exemple concrete din cazuri concrete pe care le-am experimentat la cursuri, pentru că mi se par cele mai concludente și de foarte multe ori participanții de la cursuri vorbesc de ce anume și-au rezolvat ei. Sau, da, puteți să vedeți asta, de exemplu, în testimonialele de pe pagina de Facebook, da? Ce au experimentat câțiva dintre cei care au participat deja. Ok, eu îți mulțumesc, Otilia, toți aici prezenți, mulțumesc cu recunoștință pentru cele împărtășite. Îmi pare rău că n-avem timp să răspundem la toate întrebările, dar... Nu, asta e. Rămâne cu altă ocazie. Vă recomand cu drag să intrați pe pagina Otiliei, să-i dați un like ca să vedeți când apar acele webinarii, pentru că nu toate reușesc eu să le organizez. Unele sunt organizate de ea și de comunitatea cu Louise Hay. Și atunci intrați și dați un like și la ea ca să puteți să o urmăriți, să aflați când face și alte lucruri, de care eu nu pot să mă ocup, din păcate nu le pot face pe toate, dar puteți urmări direct pe ea. Mulțumesc mult de tot, Alexandra, mulțumesc de invitație, mulțumesc de participare, de colaborare, mulțumesc tuturor celor care ați fost azi aici cu mine, cu noi. Și sper oricum eu voi urca acest filmuleț și pe pagina de Facebook și pe YouTube, pentru ca și alți oameni care vor dori să asculte, pentru că vor face conștientizări și ei, odată ascultând tot ceea ce s-a discutat, sunt sigură că sunt mulți alți oameni care... au nevoie să audă anumite informații. Și atunci o să fie și pe pagina de Facebook și pe YouTube. Minunat! Super! Da. Ok. Eu vă doresc o zi frumoasă și aici o să închei sesiunea. Când o să închid, o să ieșiți cu toții, ce să zic. O zi frumoasă, astăzi este sărbătoare. Mergeți să vă bucurați de timpul rămas alături de familie, mai ales că e o zi liberă. Și atunci să faceți ceva ce iubiți. Fiți în iubire, cum se spune, nu? Așa, da. O zi minunată tuturor. Vă îmbrățișez cu mare drag pe toți. Și noi la fel. O zi frumoasă.